să aleg să pun în tăviță. Nu, telecomandă la fel, nu. Cheile de la mașina lui tati. Și iată că am găsit aici tăvițe de tot soiul. Se încapă acolo, tati, tot ce am ales noi. Oh, aici erai. O, centimetru. Poate va deveni vreun croitor sau și mai și designer vestimentar și va merge la prezentări de modă în Paris, da? Aha, aici? Da, astăzi Mihaela Andreea împlinește un an. Îi vom tăia moțul, vom rupe turta, pentru că astăzi este o zi decisivă pentru ea. Va alege profesia, iar noi nu știm ce să-i punem pe tăviță. Eu îi pune Mihaelei un calculator. Poate va deveni un contabil sau ministrul finanțelor. Mihaela vrea să fie educatoare. Aici nu-ți pun, nu știam. Aici nu pun. Ce doar crede ei, dar eu îi voi pune o cameră de vlogging. Cum se spune la noi la moldoveni, șurșică de la șurșică, departe muchică. Și eu, Mihaela, îmi dau seama foarte bine că tu mi-ai alege camera de vlogging. Te pun aici. Wow, dar poate va deveni un mare bucătar. Oare ce bucate va găti Mihaela când va crește mare? Locul tău este aici. Orice profesie ar alege, trebuie să poarte cu ea credința în suflet. Ce să-i dau? O, microfon! Poate va deveni o cântăreață! Trandafir de la Moldova! Se aude bine! Poate îmbrățișează și ea ca și noi profesia de jurist. Dar, dragi abonați, vă rog frumos, scrieți-ne în comentarii ce se pune în tăvița copilului de unișor. Și dacă nu alege vlogging-ul, va alege justiția. Unuiera. Orice fetiță trebuie să fie cochetă și să arate bine. Voi lua niște farduri. Vai, ce bine arată cu sclipici! Și ruj! Dar și pe lângă aceasta, un pieptene! Vai, câte au pus aici! Să pun și eu! Telefonul meu! Ce caut aici? Și dacă va alege telefonul, ce profesie va avea? Poate va deveni un pictor și va îmbrățișa arta frumosului. Ce fain ar fi dacă Mihaela va deveni un specialist IT, ca și mami și tati. Vai, acum și nu mai avem loc aici. Voi scrieți ceas. Atunci luăm. Ce-a pus ei? Niciodată nu am pus banul în capul mesei, dar așa cere tradiția. Tocmai de aceea îi vom pune în loc de un card bancar, un card de acces la o bibliotecă. Aș vrea ca Mihaela să devină doctor, așa cum îmi doresc și eu. Iar noi împreună vom salva vieți. Parcă simt că vor deveni doi doctori în casă. Sau nu, chiar trei. Și dacă va iubi cartea, va deveni o scriitoare. Și atunci va scrie amintiri din copilărie și toate nebuniile care le-am făcut noi. Vai, cât este de interesant! Să vedem ce va alege Mihaela.
Acum lăsăm abonații să ne completeze lista ce trebuie să conțină tăvița copilașului. Dar până atunci mergem cu toții la magazin ca să-i cumpărăm câte un mic cadou pentru ea. Hei, mergem cu toții la magazin! Wow! Aici este un compartiment dedicat doar jucăriilor pentru bebeluși. Și vor ce să aleg? Parfum? Sau o girafă? Nu știu. Da, jucările sunt obiectul de care s-ar bucura cel mai mult un bebeluș. Pentru Mihaela vrea să iau o mașiniță. Oare așa o să fie? Nu știu, mă mai gândesc. Tu mai știi careva tradiții? Scrie în comentarii. Ce să aleg de aici? Eu vreau ca Mihaela să aibă auzul muzical dezvoltat. Aici am găsit mai multe chestii. Wow, ce chitară faină! Pentru copii mici? Mai să ia și. Și așa o fel. Și ce să mai pun în tăviță? La un anișor. Trebuie frumos să mă ajuți. Eu vreau ca Mihaela să aibă un somn dulce și liniștit. Oare să iau așa pe mână? Cu prințesă? Ce iubesc fetițele cel mai mult? Desigur că păpușile. Eu cred că Mihaela și-a dorit o casă plină de baloane. Voi lua baloane care cu ce fac, nu? Mai decât? Și multe, multe baloane rău. Vreau o cifra 1, dar ceva diferit. Am uitat de tort! Mami! Nu pot să stea dulciurile pe masă, așa simplu. Au nevoie de niște etajere ca să le vadă toți, de la orice distanță. Două. Pentru trei. Tine mai puține. Patru. Nu, una, două maxim. Și vom face și limonadă pentru că facem saună și ne vom încălzi foarte, foarte minte. Toți foc în casă curat, chiar și robotul nostru. Am ridicat totul de la podea ca să nu aibă niciun obstacol. Iar Mihaela primește desene animate. Să vedeți cu ce zâmbet. Peștișorul deja e gata. Toate ce bine arată. Dar cât de bine miroase. Da-da, hai să-l punem aici. Iar după pește, pregătim să băgăm ardeii copți la cuptor. Și unul dintre cadourile pentru Mihaela este o ușă de protecție, sau mai multe, pe care va trebui să le montăm. Înșurbăm mecanismul și îl testăm. Aici nu am cu ce o prinde și o voi face cu colierele din plastic. Mihaela va apreția. Păi nu știu, este un cadou sau o pedeapsă, pentru că cam restricționăm noi dreptul la deplasare prin casă. Ba, e un cadou, tati. E siguranța Mihaelei Andreea. Atunci sper să aprecieze. Tati, ești un blocat. Cum ne blocăm, așa și ne deblocăm. Ha! Ești simplu. Doar că nu e red secretul lui Ionuț și Mihaelei. Cel mai mult ce îmi place la Mihaela e cea mai cumințică din familie atunci când este vorba de tăiatul unghiilor și îmi dă singură digițirile. Și este foarte atentă. Nici sărbătoare nu se trece în familia de mic, mai ales pe timp de iarnă, pe timp de rece, fără de o saună fierbinte. Ce super! Și vrei să zici că pui măturile la uiat? O să vă bat pe toți! Hai, hai micuța, aici ți-e locul. Mai ai nevoie de apă, tate? Iată și găletușa cu apă fierbinte. De fapt, trebuie apă călduță. Până am ajuns aici, s-a făcut călduță. În sauna avem 21 de grade, pornim acuș căldura, conectăm sauna și le dăm bătaie. Așa. Să stea bine în apă, să se moaie.
Mami, avem o problemă! Nu este eucalipt! Păi e eucalipt! Uite câte crengi sunt acolo! Nu aveam în vedere de mături, ci de ulei! Oh, urgent, pornește mașina! Măcar bine că n-am uitat să pun la muiat măturile! Să vedem dacă e gata turta Mihaelei Andreea! Mami, ce e acolo? Numai ce l-au scos din cuptor și au zis să revin peste 20 de minute. Hai să luăm băieții de la școală și de la grădiniță și după ce ai venit să luăm. Abia aștept să văd. Salut! Salut! Tati, noi nici comandă de tort nu am făcut! Cât mami se gândește la designul tortului, eu îi spălau un pic mașina. Este. Cât tati spală mașina, eu hrănesc băieții. Oare ceva mami acolo a reușit să găsească? Oh, gata, m-am gândit! Va fi un tort cu Baby Boss! Eu vreau să văd cum arată tortul! Vom da comandă și la o altă patiserie, să gustăm și alte feluri de torturi! Mami, dacă tot mergem după Melissa, hai să mergem să luăm mâncarea! Da, am gătit mâncarea acasă, tati! Dar avem și câteva platouri surpriză! Vine și Melissa! Salut! Salut! Și am venit să luăm mâncărica pentru ziua Mihaelei! Repun mami mașina! Mami, și foarte, foarte rapid acasă! Hai că la farmacia naturistă am găsit și uleiuri pentru saună! Tati va fi bucuros? Astăzi este 14 noiembrie, de fapt mâine va fi ziua Mihaelei Andreea, dar noi vom sărbători și astăzi și mâine. De ce? Deoarece pe 15 noiembrie începe postul, iar noi vom sărbători și de dulce și de post. Ziua Mihaelei a picat nu doar că la începutul postului, dar și în mijlocul săptămânii, când toți sunt la muncă, la școală, la grădiniță și tot așa. Și mulțumim pentru toate mesajele de felicitare! Dar recuperăm noi într-un weekend. Da, bine, vă așteptăm. Cineva deja m-a sunat și a zis că va veni la ziua Mihaelei. A uitat de turta de la un an de zile. Sper să reușesc. Wow, câte prăjituri. Ce bine arată. Imediat vine turta Mihaelei Andreea. Prăjiturile mici sunt aici. Tati nu privie. Turta e acolo? Iarăși tu, mami, cu secretele! Hai, urcă! Gata, am ajuns! Revin cu tortul! Tortul Mihaelei Andreea este gata! Să vedeți cum arată! Mami, vreau să văd chiar acum! Tati, răbdare! Dar îți zic că arată foarte bine! Mami, măcar cu un ochi! Bine că avem părul lung și vom putea să-i facem codițe Mihaelei pentru moț! Melissa la un an de zile nu prea avea păr în cap! Să vedem cum va sta Mihaela! Am găsit baloane pe care scrie First Birthday, adică prima zi de naștere! Păcat că sunt doar în limba engleză, ci nu și în limba română! Dar oricum ne descurcăm și este cifra 1 pe fiecare balonaș! Mircea, umflă și tu pe celălalt. Chiar acum le umflu. Aici, în aceste baloane, sunt multe confeti. Biluțe, hai să le umflăm. Ionuț deja a umblat în tăvița bibelușului. Păcat că celorlalți patru nu le-am făcut tăvit această tradiție frumoasă cu tăvița bibelușului. Dar revenim noi poate că într-o zi. Balon câte balon și formăm decorul nostru! Dar eu umflu acest balon mare! Și eu vreau un cerc! Mi-a ajuns exact pentru toate baloanele! La mulți ani, Mihaela! Și acum
abonați, ție scriu în comentarii un la mulți ani și felicitări! Chiar sunt curioasă! Ce vei alege tu din tăviță? Ce vei deveni tu? Sper că doctor! Ce voce caragioasă! Ți-a reușit? Eu vreau să devină cântăreț! Vreau să văd cum cântă! Dacă acum cântă! Dacă acum cântă, înseamnă că îi place! Doctor! Ta-da! Salut! Stai că vin la voi! Butelie s-a golit! Între timp au apărut și nanii! Bună! Cum a fost drumul? Lupositor! Bine v-am găsit! Greu idealul Gorjului, mami, dar mai greu e al dorului! Nanu Mihai a venit tocmai din Târgu Jiu. Am îmbrăcat-o pe Mihaela Andreea cu rochița aceasta, doar Melisa zice că să îmbrăcăm altă rochie. Așa apare această problemă, mai ales atunci când cumpri prea multe rochițe, mami. Dacă aveai una, nu era așa sfadă. Iată că a ajuns momentul! Prima dată familia Meli Mi o legem de pe tăviță! Hai să vedem, Mihaela Andreea! Este s-a momentul de... Dar Mihaela Andreea nu știe că o așteaptă astăzi foarte, foarte, foarte multe surprize! Și... asta e prima! Și mami din Târgu Jiu a venit încă o surpriză foarte mare, dar la care revenim un pic mai târziu! Un pic mai târziu! Începem de la tăvița noastră. Hai să încercăm să vedem ce va alege Mihaela. Cu siguranță va alege, doctor. Eu deja știu. Dar mie îmi pare că Mihaela deja și-a găsit cu ce să se joace. Nici nu a observat tăvița. Hai, Nani, veniți aici să vedem ce va alege Mihaela din tăvița ei. Ia pregătită. Ce alege Mihaela? Suntem nerăbdători să vedem. Mihaela! Alege ceva! E deja văd privirea Mihaelei țintită către tăviță. Și să vedem, Mihaela, ce va alege prima. Primul lucru pe care a pus Mihaela Andreea mâna este un centimetru. Ori, într-adevăr, voi deveni un designer vestimentar. Apropo, voi știți că mami Melimi, una dintre profesiile ei, a fost designer vestimentar. Mihaela, poate vei deveni un croietor și vei coase pentru fiecare câte hăinuță pe placul fiecăruia. Și am rotit-o. Este! Dar n-a apucat-o, a luat-o. Și e că... Nu. Mihaela, ce vrei să devii? Procuror? Judecător? Sau avocat? O să-ți spun puțin mai târziu. Și încă o dată, și încă o dată, și încă o dată. Ce poți zice? Jucărie lui Matei. Hai să vedem. Adică jucător. Wow! Și contabil. Contabil. Sau cum ai spus tu? Mihaela. Ministrul finanțelor. Ce mici să fie? Ministrul finanțelor. Sau contabil. Wow! Eu zic că o sarcină mult prea grea. Totuși aici, tati, tot privește aici țintit? Ia, Mihaela, încă ceva? Nu, bravo! Nu pune, că e murdar. Da, e murdar. Da. Dar a făcut-o mami la provocarea frățiorului. Mircea a provocat-o pe Mihaela și tot o împingea la banii ceia. Dar ea nu a insistat pe bani. Hai să vedem. Da, Melisa. Fiecare o provoacă. Și ultimul lucru... Ionuță! Bravo, Mihaela! Bravo! Cum a spus și mami, orice activitate pe care o va alege Mihaela Andreea în viața sa, să treacă prin credință. Bravo, Mihaela! Și să mergem la următoarea surpriză, căci sunt foarte, foarte multe surprize pentru ea pregătite. Nu doar de către noi, mami! Iar următoarea surpriză urmează chiar acum! Ce drăguță aici! Wow! La mulți ani, Mihaela Andreea! La mulți ani! Nu ne-am așteptat, da, Mihaela? Wow! E frumos! Uite aici, uite aici! Uite ziua, Mihaela! Bravo! Iar acum a sosit momentul cadourilor! Să vedem fiecare ce a pregătit! Mihaela, chiar dacă nu ai ales microfonul pentru că ți
Eu ție ți-am adus instrumente muzicale. Wow! Și rostăi! Și tubă! Așa! Tubă, cum se numește asta? Nu e tubă! Să ne spun abonații! Care e denumirea ei? Și așa? Mami, a uitat cum se numește. Va face gălăgie toată și așa. Va face muzică! Iar jucăriile care sunt pentru copii trebuie să fie și interesante, dar și educative. Așa, ca să nu îngrileze foarte mult pentru început creierul copilului. Acum, mami... Dă motorica, hai! Da, și motorica, mami... Dar și din punct de și vizual, ca să vadă care este mai mare, care e mai mic. Păi, ești odată rățușcă! Nu vreau să așa plimbare. Mihaela, ia privește această rățușcă mare. Și cu o rățușcă puișor! Trenutul! Roza, albastru! Ia! Da, ochiul! Ochiul la rățușcă! Hai scoatele! Așa? Le punem la loc? Le punem și la loc! Uite așa! Să suple mucii! Să suple mucii! Noi ca o mare pentru mucșor! Bine, mulțumesc, Ionuț! O, mami, uite și mai are el aici! Oh, un body! Da, cu unicorn! I-a plăcut la Ionuț? Cu Minnie Mouse! I-a plăcut și l-a ales el pe acesta! Acum, haideți să vedem reacția Mihaelei la această păpușă! Mihaela! Uite cine a venit la tine! Salut! La mulți ani! Mami, păpușa ce e mai mare decât ea, mami! Îi place? Ei, nu, îi place să zi teme de ea! Nu se teme! Îi place! Hai să-i facem nani-nani, da? Nu vreau să-i închid ochii! Dar, mami, privește la toate păpușile, aia bagă degetul în ochișori! La ochișori! Toți copiii așa fac, tate! Da, și lui tate mereu să-i scoată ochelari de pe nas! La mulți ani, Mihaela! Wow! Uite! Strălucitor, da? Dar ce e asta, Ionuț? Ce e asta? Dinozaur! Dinozaur! Ce cu dinozaurul acesta? Da, asta ce-i, Matei? O pisică? Buhniță! Buhniță! Mihaela, privește ce ți-am adus eu aici! O mașinuță! Ula! Mihaela! Mami, uite la ea! Wow! La cutie! Hai, să vedem ce face ea! Ce da? Haideți să o deschidem! Hai să o deschidem! Uite câte ajutoare are Mihaela Andreea! Da, așa! Hai! Este! Ce e acolo? Wow! Mașinuță! Doar că este demontată! Se montează iar aici, tati! Hai că uite ce mașină frumoasă, Mihaela! Da! Au făcut de reuze total aici! Ionuț, acesta nu este a ta, a lui Mihaela! Și priviți cum se aude! O asamblăm un pic mai târziu, da. Pentru că mai avem o surpriză pentru Mihaela! Hai să vedem! Repede! Cât toți acolo se distrează, noi cu oameni asamblăm foarte rapid mașinuța! Mașinuța Leagăn este asamblată, iar acum mergem să vedem reacția Mihaela Andreea. Da, nicio șansă, tati, cu microfonul. Mami, dar nici camera nu a vrut să o apuce, Mihaela. Nu o să ne filmeze pe noi. Cine pe noi să ne filmeze, mami, când toți vor pleca pe la școli, pe la universități? Și noi rămânem acasă singuri? Cine o să ne filmeze pe noi? Iată așa, tati. Vom face selfie, da? Da. Bătrâni așa, cu cârjă și cu selfie.